Salariile gorjenilor au intrat la apă, după cum arată studiile statistice efectuate la nivelul județului. Specialiștii spun că la sfârșitul lunii februarie, salariul mediu brut a ajuns la 2.395 lei per salariat gorjan, cu 27 de lei mai mic decât în luna precedentă. Câștigul salarial mediu brut nominal în județul nostru în luna februarie a fost de 2.293 lei, cu 1,2% mai mic decât în luna ianuarie, respectiv cu 27 de lei. Salariul mediu nominal înregistrat în județul Gorj este mai mic decât media pe țară cu 4,7%, respectiv cu 82 de lei. Paradoxal este că salariul mediu a scăzut în județul nostru în condițiile în care numărul salariaților crescuse la perioada de referință, respectiv luna februarie. Efectivul salariaților din economia județului Gorj la sfârșitul lunii februarie din anul acesta a fost de 74.615 persoane, în creștere cu 76 persoane față de sfârșitul lunii ianuarie, respectiv creșterea relativă este de 0,1%. Pe sectoare ale economiei, cele mai semnificative scăderi ale valorilor salariale au fost înregistrate în sectoarele de depozitare și activități auxiliare pentru transport, extracția petrolului și a gazelor naturale.